deschideți împreună cu mine Biblia la 1-a carte a lui Samuel, capitolul 7, începând cu versetul 1. Locuitorii din Chiriat Iarim au venit și au săit chivotul Domnului, l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii, astarteele, și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor. Și a fost pace în Israel și a murit. Fie ca bunul Domn să binecuvinteze cuvântul său. Vă rog să urmați locurile. Ne mulțumim Domnului pentru că suntem în casa Lui și Domnul este acela care, chiar dacă ne simțim uneori obosiți, întristați, sau mi se pare că nu avem atâta râvnă, totuși Duhul Lui este acela care ne înviorează. Slavă Lui pentru aceasta! Amin. Și mă rog ca Domnul să mă învioreze pe mine, să ne învioreze pe noi, iar după ce ne vom aplica privirea cuvântul Lui, lăsând ca acest cuvânt să ne curețe, să ne spele, să ne vorbească, să fim și mai înviorați, și mai dedicați, gata să slujim pe Domnul din toată inima noastră. Amin. Dacă privim pe paginile Sfintei Scripturi, vom vedea despre Samuel că este un om mare al lui Dumnezeu. În capitolul 3 din cartea 1 Samuel, versetul 20, spune așa: tot Israelul de la Dan până la Berșeba a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel ca proroc al Domnului. Cu toate acestea, întregul popor, deși știa și cunoștea că Dumnezeu l-a pus ca proroc, poporul acesta și necredincioșia acestui popor față de Dumnezeu l-a adus sub domnia filistenilor. Ceea ce a fost mai grav este că pentru o vreme și pentru un timp, chiar și chivotul, care însemna simbolul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, fusese luat de filisteni. Și în textul pe care l-am citit astăzi, mi se spune că au trecut 20 de ani de când, deși chivotul a fost dus înapoi, israeliții încă erau tot sub filisteni. Și abia atunci, spune Scriptura,
s-a trezit. Versetul 2 din textul citit. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel ce face? Samuel este acela care adună poporul la Mițpa. Vede care este situația și cere poporului să se smerească înaintea Domnului. Le spune tuturor să se pocăiască, le spune tuturor să postească, să scoată toți idolii pe care îi iau. Între timp, filistenii ce fac? Ei pornesc la luptă împotriva poporului adunat la Mițpa. Poporul, îngrozit, vine și spune lui Samuel, Samuele, roagă-te pentru noi. Și Samuel ce face? Aduce lui Dumnezeu o ardere de dor. Dumnezeu este acela care ascultă pe izraeliți și dă-i acestora o mare biruință împotriva filistenilor. Pe când lucrul acesta, după ce s-a întâmplat toate acestea, Samuel ridică drept monument al victoriei o piatră de aducere a minte. Eben, Ezer. Piatră de ajutor. Și pentru că uităm repede cum trec ani și timpul, și pentru că suntem încă la început de an, aș vrea să medităm acum la câteva lucruri legate de acest eveniment. Și să înțelegem și să vedem că Eben Ezer este locul amintirii, Eben Ezer este locul chemării. Și în primul rând, ce ne amintește Eben Ezer? De ce ne aduce aminte? Dacă ne plecăm ochii în Sfânta Scriptură, vedem că Eben Ezer ne amintește de trecerea timpului, de faptul că suntem trecători. De trecerea rapidă și de scurgerea timpului. Spune Scriptura, cum? Până aici. Până aici. Și noi am putut spune la fel. Când la cumpăna anilor, pe care de curând am trecut-o, nu? Ne-am amintit cât de repede gonește timpul. Parcă nu de mult a început anul 2016. Așa de repede a trecut. Și ne-am trezit în 2017. Și ceea ce ne dă prilejul să ne amintim cuvintele omului lui Dumnezeu, Moise. Și spunem Psalmul 90, versetul 9, partea a doua. Toate zilele noastre, spune Moise, pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Ceea ce ne face pe noi să medităm. Ce este viața omului? Și Sfânta Scriptură ne dă răspunsul. Priviți același rece gânditor și poet ne prezintă o imagine relevantă. Și spune el, omul, meditează acesta, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Psalmul 103, cu versetul 15. Și Apostolul Iacov spune în Iacov, capitolul 4, versetul 14. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pierd. Meditând la ceea ce s-a întâmplat la Mițpa și ceea ce a făcut Samuel, venim și noi și înțelegem că Eben Ezer înseamnă și este un loc al amintirii. Și ar trebui să ne aducem aminte de trecerea timpului, de scurgerea timpului. Timpul trece. De aceea să-i cerem lui Dumnezeu ca El să ne dea înțelepciune. Și așa cum spune Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, mergând mai departe, pe paginile Sfintei Scripturi mai descoperim un lucru. Când spunem Eben Ezer este un loc al amintirii, atunci ne mai amintim de încă un lucru. Odată până aici și apoi urmează ce a făcut Domnul. Până aici, ce a făcut El? Ne-a ajutat. Până aici, spune Scriptura, Domnul ne-a ajutat.
când spui că cineva te ajută și te-a ajutat, înseamnă că tu ești acela, dacă te-a ajutat cineva, înseamnă că ești neputincios. Este locul în care trebuie să ne amintim că suntem neputincioși. Trebuie să ne amintim propria noastră neputință. Priviți, vă rog frumos, pe paginile Sfintei Scripturi la Israeliți, în momentul când au venit filistenii, cum s-au simțit ei? Nu? Ce fac ei? Ei vin și îi spun lui Samuel, nu înceta să strigi cu noi către Domnul. Erau îngroziți. Domnitorii filistenilor s-au auzit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni. Au fost îngroziți. Au văzut că sunt neputincioși. S-au dus la Samuel și au spus, Samuele, filistenii vin asupra noastră. Fă ceva, roagă-te! Și Samuel face lucrul acesta. Dacă privim la noi înșine, putem vedea propria noastră neputință. Și de aceea trebuie să spunem și noi, ca și Moise, odinioară. Știți ce a spus Moise? Moise spune, în Exod 33:15, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Și atunci, când dăm și noi și ne vedem propria noastră neputință, când dăm de încercări, când suntem în ispite, în boli, în necazuri, când simțim că ne pierdem în beznă, să-L rugăm pe Domnul ceea ce știm noi mai bine. Rămâi cu noi, căci iată vine seara. Ne uităm în urmă, la
viața noastră, putem recunoaște măreția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu, prin atotputernicia Lui, ne-a ținut în palmele sale. Slavă Lui pentru asta! Asta vedem și noi când privim în urmă. Slab, neputincioși și cu toate acestea, Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu este acela care ne-a ținut. Slavă Lui pentru asta! Numele Lui să fie înălțat! Și întotdeauna să ne aducem aminte și să nu uităm lucrul acesta. Privind înapoi, să vedem măreția și atotputernicia lui Dumnezeu. Amin. Mai mult, Ebenezer este locul unde ne amintim de dragostea lui Dumnezeu și de ajutorul pe care Dumnezeu l-a dat. Privind piatra de aducere aminte de la Ebenezer, izraeliții erau aceia care își puteau aminti cu recunoștință de ce izbăvire minunată, de ce izbăvire grandioasă, miraculoasă a făcut Dumnezeu în dragostea sa față de ei, pentru că i-a scăpat de sub jugul filistenilor. Deși poporul a fost neascultător, deși poporul a fost acela care s-a lepădat de Dumnezeu, n-a căutat fața Domnului, când s-a smerit și a căutat fața Domnului, Domnul nu i-a lăsat. Domnul le-a dat ajutorul său. Privind la ceea ce s-a întâmplat acolo, în acea vreme, aș vrea să vedem că aceeași experiență am avut-o fiecare în cursul anului care a trecut. Și mai mult, suntem încredințați. Și eu sunt încredințat că rămânând credincios Domnului, această experiență se va repeta și anul acesta. Priviți, vă rog frumos, ce spune Psalmul 34, versetul 4 la 7. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, spune Scriptura, te luminezi de bucurie. Și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și îi scapă de primejdie. Slavă Lui pentru asta! Asta face Dumnezeu. Mai mult! Și priviți ce spune psalmistul în Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră, spune el, să spună Israel acum. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Când li s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi înnecat apele. Ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Și tot psalmistul spune, binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lanțul păsărarului. Lanțul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul. Amin. Privind la Ebenezer, să înțelegem că este locul în care trebuie să ne amintim și ne amintim de dragostea lui Dumnezeu și de ajutorul pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă. Și apoi mergând mai departe, privind, trebuie să înțelegem și să ne amintim că Ebenezer este locul unde ne amintim de Domnul nostru, Iisus Hristos. Mai presus de orice monument care este ridicat de mâini omenești, piatra de la Ebenezer, știți de ce ne amintește? Ne amintește de Domnul Iisus Hristos, de acela care este piatra de temelie. Este piatra unghiulară. Este cheia de poltă a mântuirii noastre, cum spun unii teologi. Este stânca duhovnicească. Și vedeți ce spune Pavel Corintenilor în 1 Corinteni 10 cu 4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau, spune el, dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era
Hristos, amintindu-ne de Domnul Iisus Hristos, de jertfa sa, ei suntem recunoscători că am ajuns ceea ce suntem astăzi. Și știți ce suntem astăzi datorită Lui? Spune așa, Pavel Efesenilor, capitolul 1, începând cu versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți, fără prihană, înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, spune aici, ne-a rânduit mai dinainte să fim înviați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Glorie Lui! Amin. Suntem răscumpărați, suntem înfiați. Un lucru extraordinar. Mai mult, privind și amintindu-ne de Domnul Iisus Hristos, Scriptura ne spune că suntem moștenitori prin făgăduință. Galateni 3:29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduința. Și lucrul acesta, faptul că suntem răscumpărați, că suntem înfiați, că suntem moștenitori, o datorăm faptului că acum 2000 de ani Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Glorie Lui! Să nu uităm lucrul acesta. Privind la ceea ce s-a întâmplat și să medităm la ceea ce a făcut poporul la Mițpa și Samuel, să înțelegem că Ebenezer este locul în care ne amintim de neputința noastră, de trecerea timpului, de atotputernicia lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. E ca numele Lui să fie înălțat în toate. Iar noi să ne amintim în fiecare zi să-i fim mulțumitori pentru ceea ce a făcut și ceea ce face El pentru noi. Slavă Lui pentru aceasta. Apoi, în al doilea rând, Ebenezer este un loc al chemării. Și dacă privim la acest lucru și la acest fapt, la ce s-a întâmplat pe paginile Sfintei Scripturi, la ce suntem chemați? Ebenezer, loc al chemării, este locul unde suntem chemați să ne pocăim. La pocăință. La nimic altceva. Versetul 3 din text, aici în versetul 3, Samuel le cere izraeliților în felul următor. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și astartele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Asta însemna să se smerească înaintea Domnului. Versetul 6 spune. S-au strâns, au scos apă, au vărsat, au postit zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Și au postit. Și când spun pocăință, aș vrea un pic să fac o paranteză. Pocăință mai întâi pentru cel care nu este întors la Domnul. Nu? Pocăința este actul decisiv în viața fiecărui om. În primul rând a păcătosului pentru a primi darul lui Dumnezeu. Adică mântuirea. Nu știu câți mai predică sau cât de mult se predică despre pocăință. Poate că unii sau unora nu le place să audă pocăință, despre pocăință. De ce? Pentru că noțiunea de păcat astăzi este minimalizată. Dar dacă nu suntem conștienți de păcat, nici nu vom simți nevoia să ne pocăim. Totuși, nevoia de pocăință este un adevăr biblic. La fel de important astăzi, ca întotdeauna. Și astăzi oamenii sunt păcătoși și trebuie să se schimbe complet pentru a avea părtășie cu Domnul Iisus Hristos, cu Creatorul nostru. Și în Scriptură această schimbare de atitudine
se numește pocăință. Pocăința este cea din tâi condiție a iertării de păcate. Verbul grecesc a se pocăi, metaneo, și substantivul pocăință, metanoia, apar de numeroase ori în Vechiul, în Noul Testament, cu înțelesul obișnuit de schimbare a minții. Pocăință înseamnă să schimbi mintea și atitudinea față de Dumnezeu, față de lucrurile despre care vorbește Evanghelia. Pentru că păcătosul este din fire un răzvrătit, un ostil față de lucrurile lui Dumnezeu. Și adeseori se crede mai presus de Dumnezeu. Și întotdeauna, cel păcătos va căuta să se justifice și va căuta să găsească scuze pentru faptele pe care le face. Însă prin pocăință, păcătosul se smerește înaintea lui Dumnezeu și se leapădă de păcat. Recunoașterea sfințeniei lui Dumnezeu și a gravității păcatului îl face pe păcătos să aibă remușcări și astfel în inima lui se naște cu adevărat pocăința. Schimbarea minții și a atitudinii a fost începută în noi de Dumnezeu însuși. Nu există mântuire fără pocăință adevărată. Și bineînțeles că pocăința este legată de credință. Nu? Pocăința presupune mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Pocăința presupune lepădarea de păcat. Pocăința presupune întoarcerea la Dumnezeu. Atât Vechiul Testament sublinează în mod clar și în repetate rânduri adevărul adevărul pocăinței. Priviți, vă rog frumos, la 2 Cronici 7 cu 14. Spune Scriptura: dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Cu alte cuvinte, dacă poporul meu se va pocăi, îl voi asculta. Mai mult, învățătura despre pocăință nu este neglijată nici în Noul Testament, ci este prezentată clar în Evanghelii, în Faptele Apostolilor, în Epistole. Și chiar din primele pagini ale Noului Testament, Ioan Botezătorul este acela care îi uimește pe ascultător cu un mesaj puternic despre pocăință. Priviți, vă rog frumos, la Matei, capitolul 3, versetul 1 și 2. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovădea în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Lumea în care trăim are nevoie de pocăință. Că sunt politicieni, că sunt învățători, că sunt cercetători, că sunt preoți, că sunt economiști, că sunt sociologi. Orice ar fi și oricine ar fi. Cu toții prezic omenirii un viitor foarte sumbru și încețoșat. Cultura decadentă, absența standardelor morale în aceste zile, terorismul, explozia de ilegalități care se întâmplă, arată că fără valori spirituale am putea sfârși cum nu se poate mai rău. Și așa cum am văzut, Dumnezeu poruncește poporului să-și mărturisească păcatele, să fie iertat. Și trebuie să înțelegem că o națiune este alcătuită din indivizi. Și pocăința poporului începe cu pocăința mea. Pocăința poporului începe cu pocăința mea. Cu pocăința individului. Ea trebuie să înceapă în mințile și în inimile poporului lui Dumnezeu. Să ajungă la cei necredincioși și, în urmă, să fie aceia care să trăiască valuri de pocăință în mijlocul poporului în care trăim. Eu, ca individ, sunt cheia problemei. Și eu sunt chemat să mă pocăiesc. Și este dorința inimii lui Dumnezeu și o poruncă pe care o dă tuturor oamenilor să se pocăiască. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Am vorbit despre pocăință, referindu-mă la cei care nu sunt pocăiți. Dar noi, ca și pocăiți, ca și creștini, trebuie să ne pocăim. Ebenezer este locul chemării. Este locul chemării la pocăință pentru cei care nu sunt întorși la Domnul și este locul chemării la pocăință
pentru noi. Și spun asta și în viața celor mântuiți este nevoie de pocăință pentru sfințire. Cel ce a devenit creștin de curând este deja sfințit, nu? Noi cei care am devenit copii ai lui Dumnezeu suntem deja sfințiți. E dar primit de la Dumnezeu în momentul în care noi ne-am convertit. Pe de altă parte, creșterea în credință care duce la maturitate spirituală se numește tot sfințire și ea are un caracter progresiv. Acest proces de sfințire durează ani de zile și nu se va încheia pe deplin în viața aceasta pe pământ. Cuvântul sfințire provine din grecescul hagiamos, vezi ce înseamnă a face sfânt, a consacra, a pune deoparte. Iar echivalentul evraic este kadash. Ceea ce înseamnă a pune deoparte pentru o întrebuințare specială. Deci sfințirea trebuie să înțelegem că este un act realizat în trecut în viața credinciosului. Deci în ce privește trecutul, noi am fost sfințiți, am fost puși deoparte din momentul în care ne-am întors la Domnul, datorită lucrării făcute de Domnul Iisus Hristos. Eu am devenit sfânt și din clipa aceea îi aparțin lui Dumnezeu. În urma chemării lui Dumnezeu am fost recunoscut ca sfânt. Și sunt sfânt nu pentru că aș fi atins perfecțiunea sau că am fost pus în această poziție înaltă de vreun consiliu, de niște oameni sau de cineva sau de ceva. Ci am această poziție pentru că sunt în Hristos. Slavă Lui! Apostolul Pavel spune că am fost mântuiți prin îndurarea lui Dumnezeu, care ne-a pus deoparte pentru o slujbă sfântă și pentru a umbla împreună cu Hristos. Apoi ar trebui să înțelegem că sfințirea este proces în experiența actuală a credinciosului, adică astăzi. Se întâmplă lucrul acesta și trebuie să se întâmple. Deci sfințirea trebuie să aibă două obiective pentru noi, ca și copii ai lui Dumnezeu. Să ne dezbrăcăm de vechea viață sau de comportamentul nostru care ne distruge și să ne îmbrăcăm viața nouă și să creștem în harul și cunoașterea Domnului Iisus Hristos până vom ajunge asemenea chipului Său. Și apoi trebuie să privim spre veșnicie sfințirea ca experiența vieții creștine care se va desăvârși în viitor atunci când vom fi ca și El. Oricât am încercat aici, orice am face, caracterul nostru nu va atinge niciodată perfecțiunea absolută. Chiar și cei mai maturi credincioși recunosc că pe măsură ce se apropie de Dumnezeu, pe măsură ce vin mai aproape de El, își văd tot mai clar eșecurile și căderile lor. De câte ori n-am simțit și noi nevoia să spunem, asemenea Apostolului Pavel, și să ni le însușim, o nenorocitul de mine. Și priviți, vă rog frumos, și la Isaia. După ce Isaia l-a întrezărit pe Dumnezeu, stând pe scaunul lui de domnie acolo, ce se întâmplă cu Isaia? S-a simțit de parcă și-ar fi văzut pentru prima oară în oglindă adevăratul sfințenia, dreptatea, desăvârșirea, splendoarea, măreția lui Dumnezeu. L-au uimit atât de tare pe profet, încât l-au făcut să spună următoarele lucruri. Vai de mine, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și în felul acesta, profetul a fost acela care și-a recunoscut neputința, slăbiciunea, fără de legile lui, necurăția și păcătoșenia lui. Asta trebuie să facem și noi. Dar suntem conștienți că va veni o zi când toate cele vechi vor trece. Nu? Iar trupurile noastre pământești pieritoare se vor schimba în trupuri cerești nepieritoare. Și în ziua aceea vom experimenta acea schimbare măriață. Și vom fi în sfârșit ca și Hristos. De aceea să înțelegem că sfințirea are un început, este un proces de creștere și va ajunge într-o zi la desăvârșire. Această sfințire a început în momentul în care credinciosul a fost mântuit, continuă
pe măsură ce credinciosul crește în asemănarea cu Hristos și se va desăvârși la revenirea lui Hristos, când credinciosul va fi preschimbat în trup de slavă. Așadar, eu sunt chemat la pocăință și mai întâi eu să fiu acela care să mă folosesc de săpunul credinciosului. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Suntem chemați să ne sfințim, să ne curățim. Haideți să folosim acest săpun. Să mărturisim. Să facem lucrul acesta. Și țineți minte totdeauna. Ioan 1, capitolul 1, versetul 9. Ăsta este săpunul credinciosului. Dacă vă spuneam despre telefon, care este linia cerului, nu uitați, acesta este săpunul credinciosului. Și Domnul să ne ajute să ne folosim și să înțelegem că suntem chemați să ne pocăim. Apoi, privind la Ebenezer, suntem chemați și este locul chemării la ce? La doilea rând, la mulțumire față de Dumnezeu. Piatra de aducere a minte ne cheamă ca, neuitând niciuna din binefacerile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi, să-L binecuvântăm, să-L proslăvim, să-I mulțumim. Și aminteau unii frați pe aici că într-o lume care este atât de nemulțumitoare, într-o lume atât de egoistă, noi suntem chemați să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Priviți, vă rog frumos, ce zice psalmistul în Psalmul 50 cu versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, spune aici psalmistul. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Și în Psalmul 103 cu versetul 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din ce? Din binefacerile Lui. În ce constau aceste binefaceri? Ați putea să-mi spuneți. Care sunt binefacerile? Adică tot ceea ce-i datorăm Domnului pentru traiul nostru zilnic, îmbrăcămintea noastră, sănătatea noastră, hrana noastră, binecuvântările cerești. Dar, dincolo de toate acestea, știți pentru ce să îi fi mulțumitor? Pentru însuși Fiul Său, pentru Domnul Iisus Hristos, pe care ni l-a dăruit ca Domn și Mântuitor al nostru. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi să înțelegem că Ebenezer este loc al chemării, unde suntem chemați să ne încredem cu totul în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu și-a arătat măreția puterii sale, dragostea și ajutorul lui minunat, până în ziua aceasta, am putea avea vreun motiv să ne îndoim oare că o va face și în continuare? Ne putem îndoi? Dacă Dumnezeu și-a arătat puterea Lui, măreția Lui, dragostea Lui, oare nu o să mai facă El? Nu. Pentru că, spune Iacob 1 cu 17, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Slavă Lui pentru asta! Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. El a rămas și ne este credincios. Problema este că noi nu suntem aceia care îi suntem credincioși Lui. Doamne, iartă-ne! Pentru că noi suntem aceia care greșim. Noi ne încredem, ar trebui să ne încredem în El, pentru că Dumnezeu ne-a spus că va fi cu noi. Indiferent pe unde vom trece. Chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Chiar și acolo. Nu? Va fi Domnul cu noi. Da. Va fi. Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. A spus Domnul lucrul acesta. L-a spus. Îi trimite pe ucenici. Domnul le-a spus, no, stați aici, rămâneți și o să vă fie bine. Nu, în lume veți avea necazuri.
veți fi ca și oile în mijlocul lupilor. Da? Îndrăzniți, căci că am biruit. Și iată că eu sunt cu voi. Nu o zi, nu un ceas, nu o oră, până la sfârșitul veacului lor. Glorie Lui pentru aceasta. El însuși a spus, Maleahii 3, versetul 6, prima parte, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Glorie Lui. De aceea să ne încredem în El. Apoi, suntem chemați să ne smerim. Nu numai să-i fim mulțumitori, nu numai să ne încredem în Domnul, dar să ne smerim. Nu oricum. Și după modelul lui Samuel, prin însăși cuvintele spuse, până aici Domnul ne-a ajutat, Samuel a recunoscut în smerenie că prin puterea lui, poporul Israel nu putea obține victoria. Piatra pe care a ridicat-o el, acel monument pe care Samuel l-a făcut și l-a pus, ne îndeamnă să-i dăm Domnului toată cinstea cuvenită pentru ceea ce a făcut el. De ce? Pentru că noi am fost niște oameni răzvrătiți, cârtitori, nemulțumitori, păcătoși, mândri, de multe ori ne socotim singuri înțelepți. Și totuși, suntem chemați să ne smerim. Doamne, îndură-te și ai milă de noi. Iartă-ne că de cele mai multe ori firea noastră este aceea care ne biruie. Dar mulțumim că avem un Domn cu o dragoste nemăsurată. Avem un Dumnezeu atotputernic. Avem un Dumnezeu drept, sfânt. Și cu toate acestea, este un Dumnezeu care ne iubește. Slavă Lui! Amin. De aceea, El să fie stăpân de plin în viața noastră și întotdeauna să venim înaintea Lui Dumnezeu. Smeriți! Și cu smerenie. Atunci, Domnul va fi acela care ne va înălța. El să ne ajute la aceasta. Și apoi, Ebenezer este locul chemării la a mărturisi și la a spune. Pietrele de aducere a minte aveau ca motivație două lucruri esențiale. Exprimarea recunoștinței față de Dumnezeu și un prilej de mărturisire față de fii, față de urmași, față de semeni. Priviți în Iosua capitolul 4 și vedeți ce le poruncește Dumnezeu și ce fac ei. Sunt aceia care își învață, spun copiilor experiența pe care au avut-o. La asta suntem chemați și noi. Dacă am devenit copii ai lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să fim aceia care să-L mărturisim, nu să stăm. Ne-a dat o slujbă. Slujba împăcării cu El și Dumnezeu ne-a chemat împreună cu El să spunem și să ducem vestea bună tuturor. Atunci când tu ai primit o veste bună și te bucur de ceva, mergi și spui și celui de lângă tine. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Oare ne-ar face pe noi de rușine o piatră? Toți copiii lui Dumnezeu sunt datori să-L mărturisească pe Domnul, să-L slujească pe Domnul, pentru că în niciun caz Dumnezeu nu se va lăsa fără mărturie. Domnul Iisus spune, și El a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Sunt chiar cuvintele Domnului Iisus Hristos. Este o nevoie extraordinară să mergem și să mărturisim, să spunem și altora. Datorită condiției în care se află omul. Datorită stării în care se află. Stării de păcat. Suntem chemați să mărturisim, să spunem vestea bună a mântuirii și altora. Nu în mod formal, ci din adâncul inimii și fierbinte. Să ținem, să mărturisim fără a ține seama de împrejurări. Așa cum spune Scriptura, la timp și ne la timp. Atât când sunt împrejurări favorabile, cât și în împrejurări care nu ne sunt favorabile. Și Domnul să ne învrednicească și să ne dea putere. Amin. Ca să-L mărturisim din toată inima. În final, aș vrea să venim cu sentimente de recunoștință și de umilință. Și să ridicăm Domnului fiecare un Ebenezer al nostru. Pentru tot ce a făcut El, pentru ce a făcut și ce va face în folosul nostru, spre binele nostru, să-i dăm Lui și numai Lui toată gloria, să-i aducem mulțumire
ca jertfă și să ne dăruim noi înșine. Pe altarul său, al celui care ne-a ajutat până aici și al celuia care ne va ajuta și de aici încolo. Fie ca numele Domnului. Amin.